3 decembrie, Ziua Internațională a Oamenilor cu Dizabilități. Cu această ocazie, Biserica Adventistă de ziua 7 din Sărata Galbenă, în colaborare cu Asistența Socială din cadrul primăriei, au pregătit caserole cu mâncare caldă, acestea fiind preparate de membrele bisericii din departamentul Tabita. De prânzul cald au beneficiat în jur de 20 de familii. Unii au fost vizitați la domiciliu. Îi mulțumim Domnului pentru posibilitatea de a aduce zâmbet pe fețele oamenilor.